Bine ați venit, doamnelor și domnilor! Eu sunt dragiul noastră preferat, iar astăzi facem episodul cu numărul 88 din Trending Review, doar aici pe prodvplus.ro. O să începem acest episod de Trending Review cu o întrebare. Fiți atenți! Ce ați face voi dacă peste noapte v-ați trezi cu $1,000,000 în cont? Haideți, fiți sinceri, ce ați face? Sau nu? Și mai bine, cu $10,000,000 în cont. Sau poate mergem și mai sus de atât, mergem cât de sus se poate, cu $100,000,000 în cont. Ce ați face? Cum ați gestiona banii ăștia? Pentru că eu unul, să fiu sincer cu voi, în primul rând, probabil m-aș speria, pur și simplu. După m-aș uita așa în jur să văd dacă e vreo cameră ascunsă, gen farsă și... imediat după asta, dacă banii chiar sunt acolo și nu e vreo farsă, aș căuta repede pe net cum să investești în criptomonede fără să te arzi rău de tot și poate și în imobiliare. Ca să o dăm pe clasici. Dar voi? Ce ați face cu banii ăștia? Ați merge pe varianta cheltuiesc tot pe prostii de lux sau ați alege calea cea calculată? O cale în care vă faceți voi o strategie de business foarte bine gândită. Ei bine, eu cred că răspunsul stă undeva la mijloc, 50-50, dar ce știu sigur este că un mare actor pe care îl știm cu toții, și anume Nicolas Cage, a ales varianta mai puțin prosperă atunci când a realizat pe ce sume uriașe de bani stă. O filmare cu el a apărut zilele trecute pe internet în timp ce era dat afară dintr-un hotel din Las Vegas pe motiv că era beat și țipa la oameni. Uite! Bun, deci ca să clarificăm, acel domn descălțat cu pantaloni cu imprimeu de Jaguar, supărat pe viață, beat și dat afară dintr-un hotel. E același domn care a jucat în filme de la Hollywood? Ceva nu se potrivește aici, nu? Adică nu mă înțelegeți greșit, domnul Cage aici de față nu este prima persoană publică, ca să zic așa, care a ajuns să fie filmată în momente mai puțin glorioase, dar voi știați că, cu ajutorul câtorva idei costisitoare, acest domn a reușit să cheltuiască numai puțin de $150,000,000 până în punctul în care a ajuns practic un om al străzii, plus niște datorii în valoare de $6,3,000,000. Da, frate, uite ce se poate întâmpla atunci când ai parte de un succes mai mare decât poți să duci. Acum, mă înțelegeți de ce v-am întrebat ce ați face voi cu sume uriașe de bani, da? Iar pentru a completa imaginea actorului Nicolas Cage, vreau să vă prezint, doamnelor și domnilor, pe ce a spart el $150,000,000. Și fiți atenți că unele dintre lucrurile cumpărate de dânsul par scoase din filme. Ha, 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 ce glume! Ar trebui să primești un Oscar, zic. În primul rând, trebuie să vă spun că domnul Nicolas Cage are la activ cumpărate 15 case / apartamente de lux. Haideți să vă prezint câteva dintre aceste case. În primul rând, haideți să mergem direct pe plajă, unde totul este frumos, unde te așteaptă un iaht în portul tău personal. Aceasta este casa lui de $25,000,000, printre primele cumpărate. Da, este drăguță, ce aș putea să spun. El mai are și un teren prin California în valoare de $15,000,000. Nu mi-închipui cât de mare poate fi terenul ăla dacă valorează atât, dar hei. El mai deține și o casă în Las Vegas, desigur, în valoare de $8,5,000,000, care este decorată așa. Old school, după cum puteți vedea, parcă a stat timpul în loc vreo câteva secole. Dar domnul Cage, desigur că nu s-a oprit aici și a decis să mai cumpere o casă în valoare de $3,4,000,000 în New Orleans, o casă bântuită de spirite malefice care îți devorează sufletul. Și nu glumesc, multă lume a vrut să
închirieze locul ăsta pentru chestii spooky, dar aparent domnul Cage a zis nu, o cumpăr, vreau eu să am o discuție personală cu fantomele de acolo. Dar stați, în cazul în care voi credeați că domnul Nicolas Cage s-a oprit cu, cumpărăturile în America, nu, el a venit și în Europa. A venit și în Europa și a cumpărat nu unul, ci două castele, domnule. Două castele, foarte frumoase, în valoare de 10 milioane de dolari și 2.3 milioane de dolari. Un chiripir comparativ cu celălalt. Și, așa, ca bonus, domnul a cumpărat și o insulă. Ori serios, a cumpărat o insulă pustie în Bahamas în valoare de 3 milioane de dolari. Asta e insula... nu știu ce face mai exact pe ea, dar probabil că spiritele din acea casă bântuită cumpărată înainte i-au șoptit să cumpere insula. Nu știu, doar spun. Ba chiar, el și-a pregătit și cavoul, domnule, în care dorește să fie înmormântat când va sosi timpul. Și nu este orice cavou, este ăsta. Efectiv, o piramidă egipteană uriașă. Nu glumesc. Iar ca idee, pe lângă toate aceste construcții interesante, domnul Cage a decis că dorește să fie și un colecționar înrăit. Practic dorea să aibă orice este unicat și cumva creepy. Uite, spre exemplu, capetele astea, care n-aș putea să le definesc într-un fel, sunt rare și costă mult, nici măcar nu știu cât, pentru că niciunde nu scria, dar costă mult și probabil și pe astea toți spiritele i-au șoptit în ureche să le cumpere. Îmi imaginez și eu, totuși. El a mai cumpărat și un Lamborghini, ediție limitată, cu 450.000 de dolari, un animal de companie și nu orice animal de companie, stați puțin, o caracatiță pe post de animal de companie, aceasta este caracatița, care a costat numai puțin de 150.000 de dolari. Băi, e o caracatiță. Și cu alți 150.000 de dolari a decis să cumpere primul număr de benzi desenate cu Superman. Asta este singura chestie pe care cumva o văd cool în toată colecția lui. Asta și Lamborghini, să zic așa. Celelalte lucruri, inclusiv capetele, Iar cireașa din vârful acestui dezastru financiar trebuie să fie craniul de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani în valoare de 276.000 de dolari. Vorbesc serios. Și ca fun fact, pentru acest craniu, Nicolas Cage a trebuit să se bată, la licitație cu Leonardo DiCaprio. Acel Leonardo DiCaprio. Da, și el vrea acest craniu. Păi, ce aveți, mă? Ce-i cu actorii în ziua de azi? Da, păi ce pot să spun? Acum că știi ce ar face un actor de renume internațional cu atâția bani, probabil poți să-ți iei și tu niște învățăminte din treaba asta și să nu faci ca el, pentru că uite ce se întâmplă. Te dă lumea afară din hotel, beat fiind, sau te apucă cumpărăturile și așa pe la 3 noaptea, în loc să-ți iei ceva, o peliuță de dinți de pene, a ajuns să îți iei un cap de dinozaur. Sau și mai rău, capetele astea super creepy. Spiritele! Ce o să vă povestesc acum nu se mai poate numi știre, având în vedere că este evident deja că TikTok-ul este lider atunci când vine vorba de watch time, adică de timpul ăla petrecut de oameni pe diversele videoclipuri. Înainte de TikTok a fost YouTube-ul, dar iată că timpurile se mai schimbă, iar coroana se și pasează. Practic, ce înseamnă lucrul ăsta? Ei bine, stai să-ți fac o imagine de ansamblu. Acea aplicație pe care o vezi pornită pe toate telefoanele din jurul tău atunci când te afli, în autobuz, în tren, poate chiar și la locul de muncă, influențează cel mai tare populația Pământului. În momentul ăsta cel puțin, mai ales când vine vorba de timp pierdut. Timp pierdut pe tot felul de clipulețe scurte, ba chiar periculos de scurte, după spusele unor cercetători. Dar de ce periculos de scurte? Ei bine, stați să vă explic. Vi s-a întâmplat vreodată să veniți acasă seara de la lucru, să vă așezați pe canapea, să dați drumul la un film din ăla de 2 ore jumate și la un moment dat să vă treziți pe la jumătatea filmului, poate chiar mai devreme, cu telefonul în mână, uitându-vă pe internet sau poate chiar pe TikTok? Ei bine, dacă da, tocmai ați experimentat un moment de plictiseală.
adică lipsa de dopamină care trebuia adusă la cote normale prin metode rapide. Eu, spre exemplu, atunci când stau pe TikTok, se întâmplă următorul fenomen. Văd un clip, creierul îl percepe și își reglează nevoia de ceva nou, de ceva strălucitor. După aia vine alt clip și 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 în scurt timp, da, răbdarea creierului nostru este redusă la zero. Astfel încât nu vei mai avea niciodată răbdare să citești o carte, să te uiți la un film lung sau să faci orice implică focus pe perioade mai lungi de timp. Ceea ce nu este bine deloc pentru creierul nostru. Un creier învață prin repetiție. Iar dacă, spre exemplu, tu după 2 secunde după ce ai făcut ceva te-ai plictisit, deci nu poți să repezi treaba aia într-una și într-una și într-una, ce pot să spun? O să ajungi așa cum nu și-ar dori nimeni. Acum, a nu se înțelege că TikTok-ul este acest rău asupra omenirii care transformă oamenii în peștișori aurii care se învârt în cerc într-una și într-una și într-una, practic uitând de fiecare dată că au mai trecut pe acolo. Nu! Această teorie a oamenilor de știință se aplică asupra tuturor platformelor de social media, a căror scop este pur și simplu să îți fure cât mai mult din timp posibil. Dacă vă doriți să nu mai stați atât de mult timp pe anumite aplicații de pe telefonul dumneavoastră, puteți să intrați în setări la control parental, cel puțin așa e la mine, și să vă setați un timer, da, un timp în care puteți utiliza o aplicație în 24 de ore. Adică, practic, o dată pe zi îți alegi un timp în care poți să stai tu pe Instagram, să zicem. Eu unul am ales 20 de minute, pentru că observasem acolo că, na, stăteam cel puțin 30-40 de minute pe zi. Poate pentru alții numele astea înseamnă niște chestii infime, poate alți oameni stau și 2-3-5 ore pe Instagram și pe Facebook și așa mai departe. Dar hai să spunem că eu nu eram tocmai în zona aia de risc. Totuși, este valabil și pentru mine treaba asta, dacă dumneavoastră ați descoperit faptul că stăteați pe Facebook, să zicem, 3 ore pe zi și vreți să tăiați din timpul ăsta, na, nu știu, înjumătățiți-l. Stați o oră jumate pe zi maxim, iar după acest timer vă va tăia legătura cu aplicația. Practic, nu veți mai putea folosi în ziua respectivă și gata. Teoretic, ar trebui să funcționeze schema mea. Adică, nu știu, ăsta este un sfat prietenesc, iar dacă vreți să încercați treaba asta, să experimentăm împreună treaba cu timerele, putem să ne întâlnim data viitoare, la vinerea viitoare la următorul training review și să vedem ce rezultate am avut. Nu cred că se întâmplă minuni într-o săptămână, dar, na, cine știe, poate scădem timpii de la 3 ore la 2 ore jumate, la 2 ore, la 1 oră, la ștergem Facebook-ul. Că, na, se poate și treaba asta. Asta ar fi cea mai bună variantă, de fapt, să vă dezinstalați pur și simplu aplicațiile. Dar, ok, să nu fim extremi. Când ați fost voi ultima oară la zoo? Și vă întreb treaba asta pentru că, aparent, lucrurile nu mai sunt așa cum le știam noi. Iar animalele nu se revoltă, ci în schimb se relaxează în mediul lor. Dar de ce spun că lucrurile s-au schimbat? Ei bine, stați să vedeți. Un domn, în timp ce era în vizită la grădina zoo din Bronx, New York, a decis și el frumos, la un moment dat, să ridice telefonul să filmeze maimuțele. Na, o chestie drăguță. În timp ce le filma, în schimb, două dintre maimuțe au decis în momentul ăla, să își facă sex oral una alteia. Dar ce pot să zic? Oprește-te din râs, știu, este funny, dar în momentul ăsta oamenii de știință chiar pot să demonstreze că noi chiar ne tragem din maimuțe, frate. Sau suntem frați cu ele sau ceva. Hai să vă arăt clipul, uite. Mam, cel mai amuzant moment din toată treaba asta a fost acel moment în care maimuța a vrut într-un fel sau altul să o ia pe cealaltă în brațe, iar o doamnă din fundal s-a auzit și imediat după s-a întâmplat dezastrul și toată lumea s-a întors cu spatele, a început să râdă isteric, să țipe. Na, amuzant. Na, dar ce voiat să facă și ele? Singure închise acolo, doar nu să mănânce banane toată ziua în timp ce se uită pe TikTok. Oricum, așa pentru cultura voastră generală, vreau să punctez următorul lucru. Oamenii de știință au descoperit faptul că nu doar maimuțele
fac aceste gesturi imprudente, nu, și alte specii de animale au fost prinse în flagrant în timp ce se jucau. Specii de animale cum ar fi liliecii, caprele, urșii, hienele și lei. Lei, frate! Da, uite, aparent aceste animale feroce dimineața vânează, iar seara sunt romantici. Da, ce pot să spun? Natura ne surprinde în fiecare zi. Poate chiar acele maimuțe pe care le-am văzut adineauri o să-și facă și cont de OnlyFans, o pagină de OnlyFans pe care o să accepte plata direct în banane. Cine știe, om trăi și om vedea. Iar pentru că suntem la acest capitol al trending review-ului înfierbântat, ca să-i zic așa, vreau să vă prezint o știre tristă, dar cu legătură. Țineți minte doar că tot ce urmează să spun este 100% adevărat. Un bărbat în vârstă de 25 de ani din India a murit după ce a folosit un lipici foarte puternic în timpul unei partide de sex cu prietena sa, pentru că a uitat să ia un prezervativ. Vă las puțin să digerați această informație pe care tocmai v-am adus-o la cunoștință. Știu, e destul de greu să pui cuvintele cap la cap și să te prefaci că înțelegi despre ce este vorba. Murit, prezervativ, lipici, sex, India. Adică sunt tot felul de termeni așa aruncați într-o știre, ca să zic. Dar aparent toată situația asta este reală. Dar agiule, cum a murit? Explică-ne și nouă, că nu vedem legătura. Băi, sincer să fiu cu voi, nici eu nu înțeleg, pentru că, da, nu înțeleg. Sunt niște termeni aruncați acolo, înțeleg situația, o să vă explic și vouă imediat, dar totuși nu văd cum ai murit din așa ceva, dar am să încerc să vă explic și vouă situația cât de bine pot eu, că poate împreună o să reușim să dezlușim misterul. Ok? Deci, avem următoarele elemente în această știre. Avem un băiat de 25 de ani din India. Bun, bifat. El întâlnește o fată și dorește ceva mai mult decât și-au dorit mai multele de la zoo, așa că fuge să ia un prezervativ. Dar în momentul în care bagă mâna în buzunar, descoperă că nu are unul asupra lui. Așa că, momentul fiind totuși înfierbântat, decide să adopte o metodă extremă și, în schimb, să ia un lipici, deci un adeziv foarte puternic, și să își sigileze părțile intime pentru a evita o sarcină nedorită. Asta îmi închipui eu. Altceva nu pot să-mi imaginez. Scuză-mă. Și da, un lipici din ăla, un lipici din ăla pe care îl folosești tu să-ți repar lucruri prin casă. Dar totuși, probabil în continuare aveți întrebarea asta în cap. Cum a murit? Ok, treaba aia, dar cum a murit? Că doar nu l-a ars treaba aia așa că acidul și-a trecut prin el și nu știu exact. Dar ce știu sigur este faptul că băiatul a fost găsit următoarea zi în niște tufișuri în apropierea unui complex de apartamente de către un cunoscut de-al său. Apoi starea lui s-a deteriorat foarte rapid și a fost dus de urgență la spital, unde a și murit din cauza insuficienței multiple a organelor, cauzată, se pare, de adeziv, de acel lipici. Deci nu-mi dau seama exact ce a putut să facă omul ăsta cu acel adeziv, dar ce treabă inginerească a putut să facă el, astfel încât să moară, dar ce știu sigur, na, este faptul că el și ea au fost sub influența puternică a narcoticelor. Deci, da, uite că, na, v-am spus-o și pe asta în trending review. Nu cream vreodată că va trebui să prezint o astfel de știre. Bine, asta și aia cu maimuțele, dar uite că s-a întâmplat. Și asta a fost trending review-ul de astăzi cu numărul 88. Eu am fost dragi noastră preferat. Aveți grijă data viitoare când vă vine vreo idee din asta ingenioasă să nu o puneți în practică, pentru că uite ce se poate întâmpla. Iar noi ne revedem, ca de obicei, vine viitoare la ora 11, tot aici pe ProTV+.ro. Mua!